Măi busuiocule, măi nu fi rău, hai și ajută-mi cu farmecul tău. That was fun. Mai busuioace, mai busuioșel, hai să începem mai frumoșel. Astăzi lângă mine este o femeie puternică, frumoasă, talentată, carismatică. Tania! Tania Cergă! Noroc, Tania! Noroc! Primul lucru pe care vreau să te întreb, câți ani ai tu deja pe scenă? Știi, câți unii n-au de viață. Cred că poți să spun cam din 2002, așa, de când am început să lansez piesele mele. 20 de ani! Oh my God! Da, îți dai seama, atunci am lansat, cred că, piesa Aripi, dar dacă să luăm încă mai de vreme, una dintre primele apariții a fost la un concert de lui Ion Suruceanu pe stadion, când stadionul încă era deschis. Asta a fost în 97. Every time I feel paradise, every time I just close my eyes, it's you. Băi, eu când am văzut piesa asta în playlist, pe mine m-a apucat așa o nostalgie. Eu eram mega fan Studio One, wow. Pentru că eu sunt amator de muzică electronică și okay. Chiar amintiri, nostalgie și prima divană. Povestește pe tine cum te-a marcat proiectul ăsta, Studio One. A fost o perioadă faină, deși complicată inițial pentru mine. Era cu totul altceva față de ce mie îmi plăcea și ascultam. Nu că nu-mi plăcea, ci vroiam să cânt, că așa ascultam și eu și muzică. Dar tu ți-ai asumat când ai intrat în proiect, sigur, că asta sigur. E muzică care da. Probabil nu întotdeauna te reprezintă. Da. Eu aveam cât 19-20 de ani atunci, noi câștigam bani tare fain. I'm rich. Nu de la început, yep. Deci am avut și momente cu noaptea în București, fără bani, cu valiza, căutat la cine de dormit, adică a fost complicat. Primele, nu știu, cred că jumătate de an, dar când o prins, noi eram trupa de top. Eram notate petrecerile și câștigam bani. Asta, la vârsta aceea, să câștigi bani buni, asta e super fain. Adică tu îți cumperi tot ce vrei, știi? Tu ești independent, călătorești, e minunat. Adică e o perioadă foarte faină. Și concerte foarte mari am avut. Eu cred că astea pentru mine au fost, cred că momentele care m-au ținut, pentru că erau concerte în piață, concertele de Revelion, concertele de Ziua Limbii și așa mai departe, unde noi eram headliner și, nu știu, 10.000 de oameni cântau împreună cu noi piesele cele. Pe Wikipedia încă mai este numele tău de scenă, care se numește Ivana. Asta așa de scurt a durat, dar au rămas în istorie, știi? Ivana a fost un proiect destul de asemănător cu Studio One, ca și vibe, ca și stil. De asta și întreb, că cam, da, cam tot era muzică da, mai dens. Da, era, știi, totdeauna în perioadele de tranziție, tu treci mai întâi printr-un moment de panică, știi, zice, da, eu vreau să schimb, dar schimb numai, nu știu, 0,1. La sută de ce făceai, dar îți pare că ai făcut ohoho și schimbare. Cât de greu ți-a fost să decizi să lași banii, efectiv, da, exact. Nu știu, viitorul financiar asigurat cu ceea ce îți place să faci tu? Cred că dacă ești un om cumva cât de cât conectat cu tine și cu ce simți tu, tu pur și simplu nu poți să mergi mai departe. Adică momentele astea sunt desesc, momentele în care tu simți că băi, ceva nu e pentru mine, în suflet, nu e așa cum trebuie, ca și după un divorț, știi? Și parcă ești trist, dar parcă este ceva bun în asta. Lumea mea poate sta fără tine în ea, acum știu cine sunt, acum știu ce vreau. Vreau înapoi, iubirea.
mea. Nu te vreau lângă mine, vreau înapoi, iubirea mea. După Studio One, următorul hit, da, cumva au prins melodia asta și pentru că o perioadă după Studio One chiar am avut panica asta că, băi, nu știu, cred că n-o să mai iasă, știi, încă o dată, să am un hit, să cânte multă lume cu mine și a fost o perioadă tot tare faină, când piesa asta a prins și am avut multe concerte și multe petreceri cu, practic, cei de vârsta mea, cam, știi, generația mea care sări în sus și urla piesa asta. Despre album Inima Pământului. Așa, de da. Ce? Balade? Deci, i-am auzit Palade, zic Palade. Deci colaborarea cu Palade? Da, am avut. Da, eu le spun doine contemporane și tare vreau să promovez albumul ăsta și îl promovez cumva cu această mențiune, pentru că doinele sunt stilul meu preferat din folclor. Mie mi-a plăcut de când eram mică, cred că am dragostea asta transmisă de la bunei, de la tata un pic și tare îmi plăcea la nunți. Muzica folclorică, dar nu mi-e este care sunt mai de gel, știi? Deci îți dai seama, eu avem vreo 6 ani, dar mă înflau în boșet. A, tu chiar boșei la doinile astea care cântau, da? Eu simțeam cum am o emoție și nu mă pot explica. Când dezbrăcau mireasa, da? Exact, da, ia-ți mireasa, ziua bună, asta era, Doamne ferește, și gel pentru mine. Eu pornesc cel puțin în ultimii câțiva ani deja și mă străduiesc să mă țin de asta, de la cei și eu chiar simt, cei și pe mine mă mișcă, că mie mi se pare că atâta timp cât ești sincer cu tine și mișcarea ta din asta pornește, ca și multe lucruri din viața ta, știi, când te uiți înapoi, tu când ți se întâmplă, tu n-ai idee ce se întâmplă, dar când te uiți înapoi și analizezi, tu poți să înțelegi că, băi, uite, asta s-a întâmplat de atât, asta de atât, asta pentru că, nu știu, mulți ani am învățat asta, dar tu în timp ce trăiești, nu cumva nu ești tare conștient de cum asta se întâmplă. Fața ta, make-up-ul tău, da. Asta tot e parte din conexiunea cu astral. Da. Ce înseamnă? Ce semnifică? Eu nu cred că iarăși, eu nu pot să spun ce semnifică, dar poate pescă câțiva ani, știi, ea se pare, nu știu, poate să vină extraterestre. Ce să zic, aha! Asta e trendul vostru de amul încolo. Da, sau poate asta e un mesaj, știi, și eu nu știu încă să-l descifrez. Eu cred că bucuria vieții este despre să fii exact așa cum ești tu. Să nu ai rețineri despre persoana și personalitatea ta. Să te exprimi așa cum vrei, fără să te gândești că, nu știu, cineva pe stradă o să râdă sau o să creadă că ești o leacă dus cu pluda. Da. Și asta e despre tot, despre îmbrăcăminte, despre, nu știu, make-up, la cine iubește make-up-ul, despre felul în care vorbești și cât vorbești și cum vorbești. Cred că toate astea sunt interconectate și eu cred că asta e farmecul, libertatea asta. Eu cred că trebuie să nu fii egoistă și să nu te gândești numai la faptul că ești conectat cu astralul, dar să încerci să promovezi chestia asta, pentru că asta e shady fine. Dar, din păcate, nu toți suntem la fel și da. Trebuie să...
să povestim la lume că asta e fain și asta trebuie. Da, eu cred că și asta înveț în ultima perioadă. Eu credeam că doar făcând ceea ce fac, oamenii cumva o să audă și o să vină spre mine. Dar eu cred că despre anumite lucruri trebuie să povestești, să povestești mult, să povestești așa și mâine și să faci multe chestii, să faci mult, să fii peste tot și așa oamenii o să afle și într-adevăr o să înceapă să vină spre tine. Apropo, ai devenit mai activ pe social media. Da, eu ți-a fost greu să treci peste bariera asta? Da, e o barieră până la urmă. Mi-a fost greu pentru că eu am perioade când tac foarte mult și oamenii au impresia despre mine că eu sunt așa o introvertă, Doamne ferește, nici n-am scot un cuvânt într-un context. Și am perioade invers când mă deschid foarte mult și comunic, pentru că se acumulează foarte mult și încep să comunic. Și acum încerc cumva să le, nu știu, mediez ca să nu am perioade lungi de tăcere, pentru că atunci se pierde legătura, ca și într-o relație. Tu ești sinceră atunci când vorbești în fața camerei, da, telefonului? Da, eu sunt. Noi toți avem mai mulți de noi în noi. Chiar și vremurile pe care le trăim au mai multe de ele în ele. Important este să le alegem pe cele care ne fac să râdem, să visăm, să simțim că trăim. Sunt multe cazuri în care followerii sau urmăritorii nu apreciază sinceritatea și te acuză de anumite chestii în care tu ești chiar sinceră, știi? Adică ai o părere subiectivă. Eu cred că cel mai mult are importanță ce crezi tu, pentru că tu ai parcursul tău și istoria ta și tu trebuie să o spui. Și eu nu neapărat simt nevoie atunci când sunt supărată sau furioasă să vorbesc despre asta într-o manieră urâtă, știi? Adică mie mi se pare că despre orice poți să comunici și într-o formă frumoasă. Uneori, ca să ai o zi mai frumoasă, este suficient să îi zâmbești unui necunoscut pe stradă. Eu lucrez mult la asta, adică nu e ca și când eu așa m-am născut și eu mereu sunt numai într-o armonie, știi? Eu de fapt mă gândeam la unul din ultimele tale videouri pe care l-am văzut pe social, unde tu spuneai că artiști între scânte la anunț. Așa. Și eu am vrut să întreb cum a reacționat. Da, eu nu exact am spus să nu cânti la anunț, dar da, se subînțelege și asta. Eu am zis că niciun artist nu iubește să fie muzică de fond. Da, pentru că eu am primit nu odată mesaje sau apeluri unde m-au întrebat, da, ați putea să veniți să cântați la noi la eveniment? Și eu zic, da, ok, dar și care e contextul? Apoi, lumea o să mănânci la masă, dar voi așa pentru altele să cântați. Da, da. Eu personal am avut un moment tare, cred că dureros pentru mine, când am cântat, cred că prima oară, albumul Inima Pământului, când el încă nu era lansat. Am zis că să încerc, știi, să văd cum sună el anume cu oamenii, cum să mă simt eu să-l comunic într-un fel. Sunt așa experiențe, eu cred că la toți artiștii, când eu noaptea ce am ajuns acasă și am zis că, băi, eu gata, cred că până aici, eu nu văd sens cânt. Pentru că eu cânt ca oamenii să asculte asta și să ia ceva din asta, să bucure într-un fel. Dar dacă omul se întoarce, cum ziceam, cu sărmăluța, cu spatele la mine și eu cânt, da, pentru că în momentul acela tu dacă expui, nu știu, 2 ani de muncă, nu știu, 10 de ani de introspecție, pentru tine asta e un moment important și tu e că-l comunici, dar omul se întoarce cu fundul la tine și... Și eu zbrat. Nu neapărat că oamenii au fost divini, au fost contextul, dar organizarea cumva nu a pus momentul ăsta potrivit, dar nu, eu cred că așa moment, atunci când ești organizator, trebuie să-l pui după ce oamenii au mâncat, după ce oamenii au leacă băut, da? După ce oamenii au leacă de amă, au vorbit și au strigat și au debitat cam tot ce au vrut și ei acum sunt gata să te asculte. Sensul clientului este, pe mine nu mă interesează și sunt tu, pe mine mă interesează să cânte muzica live. Înțeleg, dar tu... Și lumea să zică, wow, ăștia au avut band. În timp ce au mâncat, în timp ce au mâncat, au avut band de lounge. Da, dai da, seama, da. Lumea mânca și cântau live. Da. Un drink, înțeleg. O maslină, tot înțeleg. Dar nu știu... Dacă o galușcă de alea dracului. Dragostea nu are capăt și nici trebuie numai. Dragostea
conectat cu astralul meu. La secundăciu. E ca și ți-ar intra sarma, omul. Când e, nu? Piesa asta are o vizualizare animată. Da. De tine. Da. Cum se învață animația? E lecții pe YouTube? Sau trebuie să dai bani pe asta? Eu pur și simplu m-am așezat și am făcut. Just do. Do it! Just do it! Cum zice, cum se spune la București, metoda naučnava tyka. Da, exact așa. Just do it! Make your dreams come true! Tu în genere, din cât eu înțeleg, experimentezi mult, practic în multe domenii, dar pentru mine cumva experimentele se asociază cu eșecuri, cu failuri, cum o ai cu greșelile, adică nu știu, poți, accepti, cum gestionezi. Eu sunt perfecționistă și mie îmi place ca fiecare încercare mea să fie perfectă. Asta să nu fie greu, să accept asta greșelile. E greu, dar e ceva cu care eu învăț să trăiesc. În ultimul timp, eu în fiecare concert încerc pur și simplu să mai trec o barieră și să mai calc pe o greblă ca să învăț ceva din asta. Și, de exemplu, un moment pentru mine, foarte mult timp, eu am avut, asta e o traumă din copilărie, apropo, este, nu știu cum să zic, rezultatul unei interacțiuni cu fratele meu și cu un prieten bun de-al nostru din copilărie. Noi eram în trio, mereu stres. Și ăștia doi vorbeau mai bine rusă decât mine. Și ei cumva parodeau că era tare la modă tot felul de președinți, personaje. Și ei râdeau așa de tare unul de glumele altuia. Și eu m-am băgat și eu eram mai mică decât ei și am încercat și eu să fac și ei nu râs mai scurt. Și într-un fel la tine a rămas pată, da? Da, și la mine a rămas că eu mai scurt la mine cu umorul nu chiar se primește. Eu eram traumatizată să mă uit la KVN sau ceva, știi? Eu la comedy nu prea mă uitam pentru că pentru mine asta era traumă. Dar în ultimul concert am avut feedback de la câțiva oameni că gen am făcut stand-up. Și pentru mine asta a fost un feedback tare bun pentru anume pentru trauma asta și pentru pasul ăsta pe care l-am făcut și anume să nu mă tem de fapt că băi, eu o să fac o glumă, dar oamenii n-o să râdă, că poate n-a intrat, că poate nu e bună gluma, că poate n-a fost momentul potrivit pentru ea. Adică să nu mă tem de eșec. Just do it! Yes, you can! Voi într-un interviu cu Andrei am auzit citatul doi artiști în cuplu este egal cu sărășie. Da, nu e ușor, nu e ușor. Deși mereu m-am abținut să discut așa subiect, cum ar fi, nu știu, profitul pe care l-am sau pe care nu l-am, știi? Dar pe urmă m-am gândit că, băi, nu știu, e o perioadă în care oamenii cumva vorbesc foarte deschis și transparent despre multe lucruri. Și iată noi am și râs, eu am și postat asta într-un video și am și pus suma, că noi cu Andrei după concertul Inima Pământului, un concert mare la care am avut practic sold out, fără, nu știu, 20-30 de bilete. După ce am achitat totul, noi am rămas cu 943 de lei la doi. Adică după... Profit! Profit, da! Apropo, în concertul ăsta vostru, a tău, de fapt, a fost un moment în care tu ai compus un cântec împreună cu publicul. Așa, eu tare vroiam să am încă câteva piese pe anumite subiecte la concertul ăsta, să completez EP-ul Inima Pământului. Și pentru că am avut foarte multe chestii de făcut cu organizarea și nu era fix, nu m-am putut concentra la creație 100%, piesa asta despre care spui, eu mergeam în taxi pentru că mi s-a stricat mașina exact în ziua, cu două zi, două înainte de concert și eram în taxi și eu eram da, și n-am reușit să o termin și am zis că, băi, dar și dacă ies așa cu ea, neterminată și fac un happening sau, nu știu, un performance din asta. Și asta am făcut și oamenii s-au distrat. Mai am aici un bol pentru el, de fapt e destinat pentru ceva mai profund decât blitzuri. Așa. Dar îți rog să-l ții așa la tine, picioare, și câte una să o scoți. Și să răspunzi așa, prima și îți vine în gând. Dezamăgit am fost atunci când cântam albumul Inima Pământului și oamenii mâncau sarmale. A, dar sau pe bune au fost? Da. Aha. Mă bucur cel mai mult de libertate. Bine. Bărbații trebuie iubiți. Tare.
Cea mai dureroasă pierdere a fost bunicii mei, pe care îmi iubit tare, tare. Dacă aș fi Dumnezeu pentru o zi, aș face muzica, nu știu, stâlp de emoția pomenirii. Muzica care cred eu. Uh-huh. N-o să fie democrație atunci. Uh-huh. Fericirea pentru mine este viața, cred că, că iar rezuma tot. Uh-huh. Mi se pare că pe pământ asta e fericirea, faptul că trăiești și ai parte de experiențe diferite. Uh-huh. Ce cine va salva omenirea? Dragostea, banal, dar eu cred că așa e. Da. La ce visează oamenii mari? Să fii mici. Oh. Să fii mici, nu neapărat că se întoarcă, și asta ne dorim adesea, să ne întoarcem în copilărie, dar eu cred că anume să fim la fel de liberi, da? Ca atunci când eram mici. Femeile sunt florile vieții. Floarea vieții mele care-mi dă putere. Vorba poietului. Da. Ai citit horoscopul pe azi? Nu citesc horoscopul, dar am o aplicație tare faină, Moonly se numește, unde mai mult este vorba despre ciclurile lunii și iată, asta eu citesc. Așa, unde se grăbesc toți? Noi așa de tare ne grăbim să trăim, dar paradoxul e că cât mai mult trăim, cu atât mai puțin rămâne de trăit. Așa că vândem pe toți să... și să contemplăm tot ce ne se întâmplă. Bun, rău, interesant, plictisitor, asta tot face parte din parcursul nostru și de asta, asta tot merită atenția noastră. Ce знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ. Так ніби він чекав лише мене. А як болить зимовий спокій нашого вікна, нежно пастельний, як ти, улюблений мене. Adică tu ai ales piesa asta în limba ucraineană și nu pot eu să nu te întreb dacă te-a afectat, cum te-a afectat, ce simți, cum s-a început pentru tine războiul în Ucraina. Da, eu... Blin. Da, e blin. Blin. E blin, blin, dar e chic, altfel da. Mai cum să spui. Eu nu știu, probabil este vreo explicație în psihologie, la temperamentul meu sau la felul de a privi lucrurile. Eu foarte greu fac zoom out, în general, asupra vieții. Eu mereu sunt într-un careva detaliu pierdută, știi, eu mă cufund în detalii. Și eu, de exemplu, pentru mine, când am început război, pentru mine prima întrebare, cum poți să... Sunt puști într-o nație care are așa un cântec, știi? Adică detaliu pentru mine, Ucraina înseamnă și cântecul ăsta. Că oamenii se omoară între ei, nu e numai despre Ucraina. În lume există multe situații și nu neapărat numai în războaie. Dar emoțional pe mine mă afectează, iată, la așa nivel. Pentru mine, pentru creierul meu, nu e clar cum asta poate să se întâmple în general. Când există oameni care îmbină la un nivel atât de înalt, emotiv, cuvintele și muzica, cum poate să existe în același timp pe pământ cineva care e așa de barbar? Noi, că... noi ca oamenii ăștia simpli sau hai să spunem artiștii, putem să influențăm asta cumva? Eu cred că dacă o să vorbim des despre bine și o să dezvoltăm în copiii noștri și în oameni în general, că da, poate în copii nu s-a dezvoltat empatia, că părinții nu știu cum sau nu s-au gândit la asta. Mi se pare empatia cheia cea mai mare spre a nu se întâmpla astfel de lucruri. Cred că asta e.
eu nu cred că un om educat plus un om care este empat poate să creeze așa ceva în lume, știi? Adică tu poți altfel să-ți scoți furia, altfel să rezolvi conflictele și dacă ești educat și empat, nu cred că există modalitate în care asta s-ar întâmpla. Hai să cântăm ultima piesă, pe notă pozitivă, pe notă mega anii, da? 90? Da, what a man. Am zis că bărbații trebuie iubiți. Da. Da. Și dacă îl iubești, de acolo le-am spate de lucrat. Eu numai așa fac. Asta e fain, să nu te axezi, asta e o problemă la foarte mulți oameni și foarte mulți artiști, că se axează pe un stil și pe o stare, dar mi se pare că omul are atâtea stări în el și atâtea culori. Mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc. Te-am adus acasă. Mi-ai adus acasă. A, gata, pa. Pa, 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 pa.